operație în premieră pentru Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, o afecțiune care anterior se elimina doar prin intervenție deschisă pe creier. Acum poate fi soluționată mult mai simplu și fără recuperări îndelungate. Este posibil prin introducerea unei sonde în picior, care ulterior ajunge în craniu. Tehnica reduce recuperarea pacientului la câteva zile, dar și durerea. Prima pacientă operată în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Deomid German, este o femeie de 33 de ani. Aceasta suferea de anevrism cerebral, o dilatare de natură patologică a unui vas arterial care se putea rupe în orice moment. Intervenția a fost realizată de către neurochirurgul Ion Preguza, sub conducerea directorului Institutului, Grigore Zapuhlich. A suportat o hemoragie intracraniană aproximativ 3 săptămâni în urmă. Pacienta a fost operată nu prin metoda clasică de trepanație și clipare, dar prin metoda endovasculară. Operația era necesară întrucât o erupere repetată ar fi fost fatală pentru pacientă. Tehnica de operare prin embolizare este minim invazivă, reduce durerea și timpul de recuperare, astfel că după 2 zile pacienta a plecat acasă pe propriile picioare. Aici la picior se intră în arteră, cu instrumente lungi speciale se face o construcție, să ajunge aici în cap, așa lung, și se pune niște microspirale care exudă anevrizma din circulație. E o premieră pentru neurologie și neurochirurgie. Anterior a mai fost efectuat sporadic, odată la 2-3 ani, prin clinici private din Chișinău. Intervenția chirurgicală a fost posibilă datorită angiografului, aparatul cumpărat anul trecut de către instituția medicală. Costul unuia poate ajunge la 2 milioane de euro. Chirurgul care a realizat operația, cu o experiență de aproape un deceniu, spune că a învățat tehnicile în cadrul cursurilor petrecute în Kiev, Geneva și Budapesta.